urez succes la alegerile de astăzi și vreau să nu uitați niciodată că sunteți luneni, că sunteți luncăneni și gligoreșteni și să fiți mândri de aceasta, de asta, cum sunt și eu de voi și vă promit că mă voi strădui să, să fac tot ce pot, ce îmi sunt putință, cu ajutorul, v-am spus, domnul șefilor și colegilor noștri mai sus, puși în ministere, senat, parlament, pentru a duce o viață mai bună în Comuna Luna. Vă doresc numai bine, sănătate și mult succes în toată activitatea voastră. Mulțumesc mult! Ca să dau cuvântul domnului Cristian Haiduc. Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi sunt prezent la dumneavoastră în calitate de secretar prim, în calitate de prim vicepreședinte al organizației din Câmpia Tuzii, dar și ca reprezentant al biroului permanent județean. Aș vrea să zic încă de la început că sunt plăcut surprins de un număr așa de mare de membri ai organizației de tineret aici în Comuna Luna și vă spun sincer, sunteți cea mai numeroasă, probabil cea mai puternică organizație din toate comunele județului Cluj și vă spun că sunt foarte multe comune, dar așa o organizație numeroasă n-am mai văzut nicăieri și chiar am umblat în aceste comune. Vă ridicați undeva și la nivelul organizațiilor de tineret ale municipiilor, atențiile, ale municipiilor Dej, Gherla și Huedin. Și acest lucru, nu uitați, vi se datorează vouă, în special vouă, membrilor organizației de tineret, se datorează în mare parte acestui președinte și acestui prieten al meu, Valentin Crișan, care a știut să vă adune în jurul lui, dar nu în ultimul rând și domnului primar Elu Giurgiu. Pentru toate aceste lucruri meritați aplauzele noastre și la mai mare. Alături de mine, din partea biroului permanent județean, mai sunt prezenți Cristian Burzău, vicepreședinte birou permanent județean și Ionuț Rusu, director Camera Agricolă. Nu uit, în urmă cu 4 ani, când am început aici la Luna să formăm această organizație, am fost aproape de Vali și ne întâlneam undeva într-un birou al viceprimarului de atunci, domnul Relu Giurgiu. Erați cam 10-15 tineri. Între timp ați ajuns să fiți 60-70 și din câte am înțeles de la Vali, numărul membrilor depășește chiar suta de membri. Să nu uităm că aici în Comuna Luna toate organizațiile politice, și mă refer aici la colegii noștri din PSD, din PNL, nu au atâția membri toți la un loc în organizația mare cât sunteți voi la tineret. S-au făcut lucruri frumoase și o să aveți mult de muncă. Trebuie să fiți aproape de Vali, să fiți aproape de domnul primar, pentru că, cum am zis, pe la anul urmează o campanie și dânsul trebuie să fie susținut. Trebuie să fie susținut, trebuie să câștige primăria din nou aici, în Comuna Luna și, din câte ne-am dat seama, a reușit să facă chiar lucruri foarte frumoase. Ne uităm doar la alimentarea cu apă din comuna dumneavoastră, la canalizarea la care se lucrează, ne uităm la sala de sport, la terenul sintetic, la podul ce l-ați făcut peste Arieș și sper că va ieși bine și cu siguranță va ieși bine. Vă doresc mult succes în alegeri, să formați o echipă frumoasă și la sfârșit să discutăm și să ne și petrecem puțin pentru că noi așa suntem tineri. Eu vă mulțumesc frumos și succes! Vă salut pe toți și la fel cum spunea și Remi, sunt și eu plăcut surprins de ceea ce am găsit aici în Comuna Luna. O organizație extrem de numeroasă, cu siguranță cea mai puternică organizație de comună, cel puțin din zona noastră, nu știu dacă din întreg județul Cluj. Vă felicit pentru acest lucru, dar vă felicit și pentru ce comună aveți, pentru că noi venim destul de des aici în Luna și revenim de fiecare dată cu plăcere și observăm că cel puțin o dată pe lună primarul Aurel Giurgiu ne surprinde cu câte ceva și Comuna Luna în ultimii 4 ani cred că a cunoscut cele mai importante investiții care s-au făcut aici și programele și proiectele primarului continuă și continuă în ciuda tuturor celor care mai spun și alte lucruri. Țin minte că acum o lună și jumătate un lider politic din Câmpia Tuzii venit aici la o întâlnire spunea că toate aceste realizări sunt proiecte
demarate acum câțiva ani, pe vremea când la Consiliul Județean era o altă coloratură politică. E, nu cred că v-a convins pe vreunul dintre voi aceste cuvinte, nu aveau cum să vă convingă. Nu ne-au convins nici pe noi, le-am pus pe seama faptului că în disperare unii încearcă să își ascundă nerealizările prin a arunca cu noroi în ceea ce se face bun pentru o comunitate. Asta a făcut primarul Aurel Giorgiu aici la Luna și merită felicitări, dar în primul rând meritați voi felicitări pentru că ați gândit bine și ați făcut o echipă extraordinară aici în comună. Pentru astăzi nu pot decât să vă urez succes, să știți că Vali Crișan este un nou prieten de al meu, pentru că nu ne cunoaștem de foarte multă vreme, dar în scurtul timp pe care l-am avut la dispoziție și am discutat de câteva ori, mi-am dat seama că este omul care, iată, a reușit să vă adune într-o echipă și împreună cu el aveți realizări. Vă spun ceea ce le-am spus și la Câmpia Turzii colegilor mei. Este foarte important cine conduce organizația de tineret, dar cei mai importanți sunteți voi, pentru că fără voi nici Vali Crișan și nici ceilalți membri ai BPL-ului nu ar putea să facă acțiunile pe care și le doresc și nu vor putea nici să-l ajute pe primarul Aurel Giorgiu în ceea ce și-a propus să facă aici în Comuna Luna. Și bineînțeles, nu uitați de anul electoral care ne așteaptă și cu siguranță ne vom întâlni să sărbătorim încă o victorie aici la Luna. Vă mulțumesc foarte mult, succes în alegeri! Da, vă mulțumesc, nu o să vă vorbesc foarte mult, deja colegii mei s-au întins și dumneavoastră aveți treabă, aveți alegeri, după aceea aveți un chef și cred că nu aveți foarte multă dispoziție să ascultați, dar o să vă spun și eu câteva cuvinte. Odată că mă bucur foarte mult și întotdeauna îmi face o deosebită plăcere să fiu la Luna, la Luncani, la Gligorești, să fiu alături de dumneavoastră în primul rând și de un prieten drag mie, Relu Giurgiu, primarul Comunei Luna. Când se forma această organizație tineret, Vali Crișan vedea foarte ambițios, chiar spuneam că dacă o să-l țină așa mult ambiția asta, o să facă o organizație foarte mare, să vă apropia de organizația din Câmpia Turzii. Cred că a făcut acest lucru și eu mă bucur foarte mult. Țin minte că la un moment dat primarul în funcție nu era primar și în stilul lui caracteristic, sigur pe el și sigur că o să câștige, nu se mai implica chiar foarte mult în munca din casă în casă și atunci Vali suplinea acest lucru cu dumneavoastră, mergeați, lipeați afișe, mai vorbeați cu unii oameni și spuneam că o parte din titlul de primar ar trebui să fie și al organizației de tineret. Chiar vă propun, pentru că deja aveți oarecare vârstă, ca și organizație tineret, sunteți la alegeri, să cereți organizației mari, să cereți primarului un loc pentru un tânăr în Consiliul Local. Mi se pare foarte corect la asemenea organizație să aveți cel puțin un loc eligibil, bineînțeles mai multe locuri, dar cel puțin unul eligibil pe care să-l aveți de drept și restul să le câștigați în urma unei munci. Sunt convins că dacă veți munci cum ați muncit până acum, dacă veți crește această organizație, prietenul meu, Relu Giorgiu, va fi în continuare primar, veți avea și viceprimar și veți avea foarte mulți consilieri, dintre care o să fie și mulți tineri. La alegeri, ce să vă spun? Să vă alegeți cea mai bună echipă, să vedeți cum puteți să fiți cât de cât reprezentați din fiecare sat al comunei, să aveți și din Gligorești, și din Luncani, și din Luna, normal. Ca mesaj politic, ați văzut la nivel de București, la Partidul Democrat Liberal au fost organizate alegeri, a fost Convenția Națională, județul Cluj din nou se poate mândri, l-avem în continuare președinte al partidului pe premierul Emil Boc, din județul Cluj avem și președintele Comisiei de Etică, Statut Litigii pe președintele nostru al PDL Cluj, Daniel Buda, suntem bine reprezentați la nivel național, cred că și în județ se simte că există un premier din Cluj. Vedem că șomajul după București, București întotdeauna a fost atipic în ceea ce privește șomajul. Clujul este al doilea județ, să spunem, din țară, care
are cel mai mic șomaj. Acest lucru se datorează investițiilor care au fost în zonă, aceste investiții fiind legate de faptul că avem o reprezentare foarte bună la București, avem o reprezentare la nivel de prim-ministru. Mulți spun dintre cei care ne acuză politic că Clujul a beneficiat de foarte multe fonduri. Noi le răspundem că de-abia se face dreptate ce nu s-a dat pentru Cluj și avea dreptul să primească în momentul în care era PSD-ul sau PNL-ul la putere. Acum de-abia echilibrăm. Mai trebuie câțiva ani să se aloce fonduri multe la Cluj pentru a echilibra ceea ce Clujul n-a primit. Îl felicit pe Vali Crișan pentru că a reușit să vă adune și să faceți o echipă, să fiți împreună și succes la alegeri! Avem 3 posturi de vicepreședinți, trebuie să iasă 3 vicepreședinți. Iar la secretar executiv, la fel. Avem 3 posturi, trebuie să iasă acești 3 candidați. Dacă cineva are ceva cu unul dintre ei, aceasta este procedura, se barează cu... Se a depus mandatul. Ești candidat la funcția de președinte, dacă vrei să ne mai spui ceva, ajunge. Ok, aplauze pentru Vali, baftă Vali, eu sincer am puține emoții, dar sper să ieși. Da? Te-aș ruga să te prezinți, dacă nu, e de ajuns să te vadă lumea, baftă și ție. Zei cu Paul, dacă nu, ok, te cunoaște lumea. Și Tritean Cornel. Funcția de secretar executiv, Bartă Alexandra. Alexandra, am vorbit numai domne aici, dacă doresc să, poate ești mai îndrăzneață. Și Macavei Radu. Aș vrea să vă întreb pe toți dacă aveți buletinele de vot la dumneavoastră. O să primiți în toți cei care ați semnat pe această listă de delegați, veți primi de la doamna sau domnișoara, de la Iulia, veți primi câte un buletin de vot. După ce votați și rezultatul. Hai, baftă la lucru! Aș vrea să încep de la... Mulțumesc, domnul ministru. Aș vrea să încep de la coadă la cap, să fie puțin mai palpitant. Sincer, am emoții pentru Vali. Așadar, secretar executiv, Macavei Radu, 50 voturi pentru, 1 împotrivă. Felicitări, Radu! Tot secretar executiv, Mărie Ioana, 60 de voturi pentru, 0 împotrivă. Felicitări, Ioana! Tot secretar executiv, Zeicu Paul, 59 de voturi pentru, 1 împotrivă. Trecem mai departe la vicepreședinți. La vicepreședinți, Tritean Cornel, 60 de voturi pentru, 0 împotrivă. Zeicu, vicepreședinți. Cred că am greșit ceva pe parcurs. Zeicu Paul, vicepreședinte, 59 de voturi pentru, 1 împotrivă. Cada Lucian, 60 de voturi pentru, niciun împotrivă. Și aici, la președinte, sunt foarte surprins. 60 de voturi pentru, niciunul împotrivă. Vali, felicitări pentru tine, felicitări pentru echipa ta, multă baftă. V-aș ruga pe toți cei care ați fost aleși să veniți aici în față să faceți o poză de grup. Sunteți noul birou permanent local al Comunei Luna. Felicitări tuturor și de acum încolo libere discuții. Da? Mulțumim! Împreună cu noul birou permanent local ales astăzi, aș vrea să fac cea mai puternică organizație tineret la nivel de comună din județul Cluj. La anul urmează alegerile locale. Alegerile locale pe care vreau să le câștigăm la fel cum le-a câștigat acum 3 ani de zile, adică cu brio.